Peisaj în oglindă convexă, expoziția curatoriată de Mihnea Mircan pentru această ediție a bienalei Art Encounters, parafrazează titlul lucrării lui Parmigianino, realizată în 1524, Autoportret în oglindă convexă, astfel putând să încă de la început o idee importantă ce conturează discursul curatorial prezent, și anume perspectiva, în cazul de față o perspectivă distorsionată, cel puțin din punct de vedere optic. În autoportret, eul este distorsionat, iar în peisaj, fundalul activității umane este cel distorsionat, unde și mai găsește individul locul într-un peisaj postuman, postmodern, postistoric și așa mai departe, rămâne de văzut. Legăturile pierdute dintre formă și fond, noi și lume, sunt teme discutate de lucrările din expoziție într-o a fi regândite și reimaginate. Deci am putea spune că discursul curatorial urmărește două direcții principale. Pe de o parte, peisajul, mediul înconjurător, cartografiat, adică harta, și, pe de altă parte, eul, sinele care populează, animă și modifică spațiul. Din serie intitulată generic Reprezentări, realizată de Gert Jan Cohen, prezente în expoziție sunt două hărți, una a Londrei și alta a Münchenului. Ele se concentrează pe felul în care aceste două orașe au fost cartografiate în timpul celui de-al doilea război mondial de către diferite tabere politice. E interesant atunci să vedem cum orașele au fost segmentate în funcție de interesele celor de atunci, cum unele zone stipulau ca fiind bune de sacrificiu sau nu. Toate aceste reprezentări au fost suprapuse, rezultând într-o hartă monumentală, cuplășitoare și lizibilă, martor a capacității distructive a omului dusă până la extrem. Aceste hărți pot fi considerate atunci un punct de sprijin important pentru citirea restului expoziției. Acțiunea violentă a omului asupra peisajului se află într-o antiteză cu acțiunile violente ale naturii. În filmul The Empirical Effect, Rosa Barbai filmează pe supraviețuitorii ultimei erupții importante a Vezuviului, petrecută în 1944. Aceștia locuiau în așa zisă zonă roșie, zonă care, în cazul unei erupții mari, ar fi fost cea mai afectată. Filmul este brăzdat de contradicții, un stres continu în anticiparea unei catastrofe, contracarat de o amorțeală îndelungă, somnul vulcanului se construiește astfel un portret liric al acestei zone, unde imagine de arhivă, hărțile, gesturile teatrale și ritualice a protagoniștilor sublinează nesiguranța omului față de puterea naturii, evidențind poate și fragilitatea trupului. Femke Hergraven continuă acest discurs legat de gestiunea catastrofelor naturale printr-o versiune a instalației sale complexe de Diving Reflex, o conversație între doi protagoniști, Elaine, prima femeie ieșită dintr-un mediu acvatic care își exersează respirația pe ritmul vorbirii, și ultimul bărbat, asfixiat de și de abia capabil să mai vorbească despre un mediu tot mai toxic. Vocea apare de sub apă și se pierde într-un toret de substanțe poluante, dizolvându-se în celălalt capăt al istoriei. Corpul ce a fost protagonist în celelalte lucrări prezintă la un moment dat: privind din altă perspectivă și de peisaj, trupul fiind fundalul pe care se desfășoară o altă serie de acțiuni. Corpul este supus continuu unor serii de transformări drastice. Lucrarea video a lui Philip Warnell, Outlandish, Strange Foreign Bodies, prezintă reflexiile filozofului francez Jean-Luc Nancy în legătură cu stranietatea corpului uman, acesta fiind beneficiarul unui transplant de inimă, pornește într-o călătorie pe mare, într-un vas, unde singurul companion pare a fi o caracatiță blocată într-un acvariu. Animalul contorsionat și captiv în așa zisă cușcă ce o ține în viață devine o metaforă pentru modul în care ne raportăm la propriul trup. Dacă până acum am vorbit despre corp privindul cumva din afară, lucrările lui Trean Cherecheș ne apropie de o lume organică ascunsă vederii, Instalația realizată din mai multe desene, picturi și obiecte fixate la diferite distanțe față de perete, creând un ritm al măririi și micșorării, asemănător cu un microscop sau poate chiar un telescop, îndreptat fie spre profunzimile spațiului sau țesutului viu. Alice Ganchevici și Remus Pușcariu creează o scenografie complexă ce investigează modurile de adaptare a corpului la diversi factori externi. Cele trei ecrane aflate într-o mișcare continuă, corespunzând cu cele trei straturi ale pielii. Instalația aduce aminte de un procedeu medical folosit în tratarea vertijului, unde subiecții sunt direcționați înspre a se concentra într-un singur punct, fiind expuși la multiple imagini concomitant. Tema imagine apare și în videoul lui Hito Steyerl, In Free Fall. Filmul se poziționează ca o critică a modului în care sunt folosite imaginile în viața de zi cu zi. Totul se bazează pe metafora topirii aluminiului, a unui avion aflat în cădere liberă din care se fabrică un DVD pe care se poate găsi un film ce conține scene cu prăbușirea unui avion. Filmul construiește astfel o analiză politică și vizuală prin corespondență și extrapolare. Imaginea se interconectează cu mesajul scris în lucrarea lui Lor Provost, o tapiserie monumentală intitulată Ring, Sing and Drink for Trespassing, unde examinează relațiile dintre limbaj, imagine și percepție, plasând privitorul atât într-o stare de confuzie și îndoială, dar și invitându-l să exploreze. Lucrarea reprezintă un soi de jurnal, în care universul interior se revarsă în cel exterior, o notație în care ficțiunea se amestecă cu realitatea. Pentru ca discursul curatorial să capete o coerență, e nevoie, ca într-un text scris, de multiple cuvinte de legătură, asigurând o bună trecere între termeni și, cel mai important, asigura transmisia. Jonathan van Dornum prezintă în expoziție mai multe lucrări, acestea având chiar acest scop a asigura transmisia. Lucrările evocă procese ambigue de metamorfoză în vari interpretări vizuale, procese aplicate chiar obiectelor ce, la rândul lor, într-un sens cotidian, transformă stimuli în alții, de altă natură, antenele TV, radiatoare sau suporturile de prosoape. Aceste obiecte urmăresc astfel o simbioza corpului cu instrumentul, mediul sau tehnologia. Instalațiile sculpturale ale lui Shari Amber amintesc adesea de lapidarile ce adună fragmente al unei civilizații dispărute, comemorări ale unor evenimente și conflicte din prezent, ce vor fi poate inspectate de un viitor arheolog. Instalația Glorious Times este un anacronism complex unde tema ruinei o întâlnește pe cea a monumentului. Punctul instalației este poate acumularea antropomorfă de pietre, un portret spulberat și recompus în același timp, amprenta spațială a unui locuitor din trecut sau din prezentul acestui loc spectral, memoria unei prezențe atât ca siluetă cât și ca loc, ca figură și ca fond. Zofia Keresteș lucrează cu forma umană ca subiect și cu mozaicul ca tehnică. fiind faptul că mozaicul este în primul rând o modalitate de extindere a figurației la scară arhitecturii, lucrările artistei realizează o dublă inversiune, subminând inițial coerența sau stabilitatea siluetelor sale antropomorfice și apoi reprezentându-le ca un fel de comprimare ale spațiului. Sculpturile accentuează și dezamorsează simultan o valență totemică, asemenea unor monumente care par să-și contrazică propriul scop retoric. Deși la început, practica lui Jean-Luc Molen investigează condițiile adevărului fotografic, ca probă documentară sau juridică. În ultimii ani, acesta și-a îndreptat atenția spre crearea obiectelor sculpturale care pun în lumină proprietățile materiale sau computaționale. Lucrările prezente aici au fost produse urmând același procedeu. Măști de latex, reproducând trăsăturile unor vedete rock, unor politicieni sau unor personaje fictive, sunt umplute cu ciment lichid. Masca este ușor deformată și ulterior îndepărtată după întărirea betonului. Astfel, obiectele reproduc interiorul măștii ca un receptacol exterior, o piele lăuntrică ce înlocuiește prezența purtătorului măștii. Expoziția cuprinde multe alte trasee ce urmăresc varii perspective lăsate spre a fi interpretate, plimbând vizitatorul într-un peisaj contorsionat, totuși ofertant, imaginat în oglinda convexă.